Diaspora. Diaspora FM. Diaspora. Început de săptămână, cu ce piesă, cu ce culoare. Felicitări, Diana Rotaru, prima femeie a fost în Cosmos și este prima femeie la Diaspora Media. O să te compar așa cu când o să spui nepoților legende, povești, da. O să spui că Tereșcova a fost sau cine a fost acolo. A fost prima femeie care, dar eu am fost prima femeie care... Care a cântat Jos Pălăria pentru femei, da, o dedicație muzicală, da, din partea lui Anatolie Melnic pentru toate femeile!
Ok. Okay. Păi n-a fost înțelegerea noastră că tu să spui dedicația și eu să cânt. Stai așa, nu? În primul rând, eu am să opresc muzica și am să spun în felul următor. Nu e bărbat, dar nu e bărbat cel care nu pune o inimioară pentru femeile care se află în live-ul nostru. Deci bărbații, toți bărbații care sunt pe live-ul nostru pe Facebook, acum fiecare sunteți datori, cum datori, voi aveți plăcerea să puneți inimioare. Așadar, bărbații, doar bărbații, umplem live-ul nostru cu inimioare. Hai să văd câți bărbați avem noi în live-ul nostru. Să văd acum. Multe inimioare de la bărbați. Hai cu like-urile! Bărbaților, vreau să vă văd. Unde sunt inimile? Dar ce activ sunt! Doamne, tu ești ca un Dumnezeu și nu mai zici, toată lumea te ascultă. Băi, dacă e lucru bun, mă, ăsta e. Toți bărbații pun inimioare femeilor, toți bărbații. Vai de mine! Doamne, câte like-uri, doamne, câte inimioare, extraordinar! Toate femeile din diaspora, să fiți fericite, să fiți frumoase, să fiți iubite! Încă mai vreau să văd că sunt mult mai mulți bărbați în live-ul nostru. Toți bărbații pun inimă! Cine nu pune inimă, îi pun eu alt organ după. Deja sunt peste 300 de inimioare, 300 mai, de comentarii. Mai multe, mă! Mai, cum, mă, suntem 300 de bărbați doar în live-ul ăsta? Ce înseamnă asta, mă? Hai să văd. Olga Rusu, bucurii și împliniri. Bună seara, salutări din Italia, Natalia. Felicitări la toate femeile. Unde, mă, sunt inimioarele voastre? Păi sunt, uite câte sunt. Să vezi că după emisie mă uit în reloare. Cine n-a pus inimioară, să vezi ce fac eu din tine. Te chem aici, te pun în cușcă cu Diana Rotaru. Să vezi ce fac eu celui care vine, da, în cușcă cu mine, adică... Te pun în cușcă, tu dezbrăcat, Diana îmbrăcată. Și până la urmă provocare e ca să fie invers. Invers? Oare cine nu și-ar dori așa ceva, așa răsfăț, înțelegi? Doamnelor, cine oare? Doamnelor și domnilor, cum e piesa aia? Am greșit și eu, dar cine nu greșește? Și aici vreau să-mi cer scuze față de tot statul Cantemir, toată Republica Cantemirinească. Așa, de ce? Pentru că în anunțul oficial de pe pagina noastră și pe Instagram, i-am confundat cu statul Leova. Și astfel, în urma acestei mari greșeli ale mele, ar fi fost posibil un atac cibernetic din partea cantemirienilor pentru Leova și pentru diaspora. Îmi cer scuze, el e din Cantemir și al vostru în această seară cu muzica aia e cel pe care l-ați vrut, Sergiu Zacon cu noi! Oh! Doamne, ce dor mi-a fost de muzica aia, pentru că luni ne strângem așa ca într-o familie. Știi cum ne strângeam noi înainte să urmărim toți în mahală? Era unul singur care avea televizor. Și toată mahala se duce la ăla cu televizorul. Uite așa și noi, toți din diaspora, toți din lume, ne strângem la aici ca să avem lume bună. Bună seara, Sergiule, te salutăm încă o dată. Salut, drag și eu. Bine v-am găsit. Bună seara, Sergiule. Vreau să salut... În primul rând, doamnele, domnișoarele, toate femeile din diaspora, să le doresc multă, multă sănătate, dragoste, stimă și respect din partea bărbaților și a celor care sunt mereu lângă ei. Vai, dar ce frumos ai venit tu cu un buchet și eu, doamne, lăcrămioare, sunt viorele și sunt foarte frumoase, mulțumesc. Vreau să spun că nu ești primul bărbat care astăzi m-a bucurat cu un buchet de flori, a fost și Anatol Melnic cu un buchet de la Lele, nu, ne-a făcut eu. O surpriză. A fost din partea familiei. A fost și soțul meu, da, care mi-a dat un buchet frumos și tatăl meu. Deci toată lumea bună astăzi și femeile în general au primit flori, sunt convinsă. De ce tu stai așezat? De ce nu cântăm? Treci, mă, la cântece, mă! Treci, mă, și cântă! Hai, mă! Hai, mă, bă, Sergiule! Și eu mă gândeam, oare, ce-ți pregătește din nou, Anatol? Hai, mă, Sergiule! 3, 2, 1, go diaspora! Să vină pentru... Pentru cine vine? Hai la sud! Verona! Hai la sud! Pentru toți cei care ne știu și...
Pentru toată lumea, pentru toată diaspora. Hai să spun și eu un mic, așa, niște paranteze, că voi veniți, tu, Sergiu Zacon, vii cu formația din Cociulia, Cociulenii. Da, o să-i prezentăm. Și o să-i prezentăm. Mă trag și eu de acolo, sângele meu este din Cociulia, salut toți Cociulenii, familia Pleș în special, toate rudele mele, verișorii, să fie această dedicație pentru familia Pleș și pentru, sigur, pentru familiile voastre. Gău, băieții, hai Cociulenii, Vica Croitoru, zice, Verona, Radu, hai, hai băieții. 3, 2, 1, let's go! Dragunii, unde-am venit? Trai, lai, la, 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 da. Cu sinii ne-am întâlnit? Trai, lai, la, 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 da. Dragunii, unde-am intrat? Trai, lai, la, 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 la. Cine ne-am adunat, trai lai la 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 la. La oameni de oameni, trai lai la 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 la. Să vă facem veseli, trai lai la 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 la. La oameni de oameni, trai lai la 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 la. Să vă facem veseli, trai lai la 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 la. Lai la la dai la, și mă închin bucuros, trai lai la 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 da. Văd aici oameni frumoși, trai lai la la dai la, și mă închin bucuros, trai lai la 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 la. Eu așa ne-am pus în gând, măi, trai lai la la dai la, să vă joc și să vă cânt, trai lai la 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 da. Eu așa ne-am pus în gând, trai lai la la dai la, să vă joc și să vă cânt, trai lai la 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 da. Daniela Ungureanu, Motroi, bună seara! Valeriu Graur, te salutăm! Maria Cula, bună, Sergiu Zacon! Salut din Paris, de la Mariana Vaculovski! Viorica Ghindă, Radu Olesea! Lili Linga, felicitări! Ai lăutari, întinde struna, trai lai la 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 la. Vreau să-i zic acum una, trai la 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 la. Lăutari, întinde struna, trai lai la 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 la. Vreau să-i zic acum una, trai la 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 la. Dar eu când și mă veselesc, i-auzi una, i-auzi două, așa mă mai răcoresc, i-auzi, i-auzi, eu când și mă veselesc, i-auzi una, i-auzi două, așa mă mai răcoresc, i-auzi, i-auzi. Salutare, Anatol! Mămica, Gotca, Nadejda, surioarele Tatiana și Veronica, de la Ludmila, pentru soția mea, Zinaida, de la Valentin. Cânti cu noi place, trai lai la 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 la. N-asculti și-mi iei pașe, trai la 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 la. Cui cânti cu noi place, trai lai la 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 la. N-asculti și-mi iei pașe, trai la 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 la. Și nimeni de veselie, i-auzi una, i-auzi două, pe la noi să nu mai vii, i-auzi, i-auzi. Dar și nimeni de veselie, i-auzi una, i-auzi două, pe la noi să nu mai vii, i-auzi, i-auzi. Din Portugalia, de la Ana, pentru mămica, de la Ana Sapescu. Salut, Iașura, Ilie. Pentru cumătru Vova Țurcanu, de la Galați, de la Andrei. Aurelia Dima, bună seara. Da la casa de oameni, tai-le-re-re-re-dam, tai-ta, se pot veseli și-omi, tai-le-re-re-re-dam. O, Doamne! La casa de oameni, tai-le-re-re-re-dam, tai-ta, se pot veseli și-omi, tai-le-re-re-re-dam. Bine, mă! La casa cu oameni răi, tai-le-re-re-re-dam, tai-ta, nu se veseli astișei, trai lai le redere da. Hai la casa cu oameni răi, trai le redere da, tai ta. Nu se veseli astișei, trai lai le redere da. La mulți ani pentru mama Sofia Bordea din Cocilia, de la Bordea Nișoara. Bravo, Sergiule, de la Tatiana Ișanu. Felicitări femeilor familiei Răilean, de la Ilie. La casa cu oameni buni, trai le redere da, tai ta. Veselia-i până în luni, trai lai le redere da. La casa cu oameni buni, trai le redere da, tai ta. Veselia-i până în luni, trai lai le redere da. Că ospățul veselos, trai le redere da, tai ta. Nu-i de omul mânios, trai lai le redere da. Că ospățul veselos, trai le redere da, tai ta. Nu-i de omul mânios, trai lai le redere da. E, hai, hai, bine așa.
Voce de aur de la Marcel Brițcar. Bună seara din Germania, Rusu Luminița. Germania la fel, Olga Dumbrava. Salut! Pentru suriorile mele de la Alisa Pârgari. Pașel și n-are drag de viață, tai le redere da-mi tai ta. Nu știu, o strângi în brață, trai la ele redere da. Pașel și n-are drag de viață, tai le redere da-mi tai ta. Nu știu, o strângi în brață, trai la ele redere da. Dar nici nu zic de altceva, tai le redere da-mi tai ta. Că s-ar mântui în lumea, tai la ele redere da. Păi poate așa ar fi mai bine, tai le redere da-mi tai ta. Că doar frumos va rămâne, tai la ele redere da. Ai și nițe și lumei re, trai le redere da-mi tai ta. Nu știi sânguri și vre, trai la ele redere da. Dacă ne împari bună, trai le redere da-mi tai ta. Și așa o să rămână, trai la ele redere da. Ce poți să mai zici decât că avem un telefon din Germania. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, Germania! Bună seara! Bună seara, mă numesc Vasilina. Salut, Vasilina! Vreau în primul rând să-mi felicit soțul. Vreau să-i, ca astăzi este ziua lui, vreau să-i spun, dragul meu, mereu voi fi cu tine, îți voi da toată dragostea și armonia. Îți voi păzi norocul, te voi săruta și îmbrățișa. Ziua ta de naștere este și sărbătoarea mea. Fii mereu vesel și sănătos, cumpule. Lasă dorințele și veniturile să avanseze împreună, iar prietenii și rudele să ne zviseze mai des. La mulți ani! Ok! Ce frumoasă dedicație, declarație! Te-ai pregătit, ai scris-o! Cred că a scris-o și pe spatele lui. A învățat-o pe de rost. Dimineața a scris-o, da. Să mă uite pe spatele lui, o compus-o noaptea. Îți dai seama? Da. Și nu în ultimul rând sunt... A plecat... Nu te auzi. Toate femeile. Este. Toate femeile. Da, da. Bun, îți mulțumim mult, Germania. Mulțumim, mersi. Mulțumim, seară frumoasă, la revedere. Cu plăcere. Când prima dată s-a auzit Sergiu Zacon la noi? Când a fost Ion Crăciun, dacă mă greșesc, și apoi Vasile Soltanu a accentuat mai tare, da? Da, da. Mă, acum nu te spăra, dar eu când am auzit Sergiu Zacon, direct eu am crezut că o să vină unul acuși tatuat, un tatuaj, și o să spună: da! Spăti, eu leg microfonul să Vladimir scrie central de ce Severnai. Și eu las să mă gândesc. Afițer. Hai să încă o dată te salutăm și bine ai venit alături de salut, noi. Bine v-am găsit. Spune de unde ești încă o dată, ce vârstă ai, ca să nu mai avem întrebări de la diaspora din partea lor. Sunt din Cociulia, Răhănul Cantemir. Așa. Și gata, am 29 de ani. Am o familie frumoasă, soții, trei copilași. Trei copii, felicitări să străiască. Hai întrebările de la diaspora. Trecem la întrebări, da? Întrebări, 3 minute foarte cu diaspora. Tare. Acum voi puteți să aflați adevăratul Zacon al țării. Cine este el? Tocmai de asta dați-i întrebări care el, cu o forță nemaipomenită, să-și scoată masca și să-și adevărata valoare. Haideți, întrebări. Uite, prima întrebare zice: ești rudă cu Diana Rotaru? Ești rudă cu Diana Rotaru? Te întreabă lumea. Nu știu. Ai vrea să fii cu Diana Rotaru, rudă? Dar știi ce am descoperit? Apropo, cu Toboșarul vorbeam. Cum ai zis că te numești? Cum? Adrian. Zice că el are bunelul din familia Pleș, Gheorghe Pleș. Și poate suntem rude, adică, mai știi, cu Toboșarul. Între voi nimic nu o să fie azi. În seara asta sigur nu. Deci, Sergiule, ai vrea să te nemurești cu Diana măcar o zi, o seară? Nu, și așa suntem rude. Și așa sunteți rude? Ok, am înțeles. Întrebări! Întrebări de la lume, vreau să dedic o melodie. Salutări din Italia, mult succes în tot ce face, zice Svetlana Didilica. Zice Viorel Țurcan te întreabă dacă tu cânti șanson, nu doar muzică populară. Cânt și muzică. Da, cânt. Cânti toate stilurile? Da. Pe cum iese din buzunar, cum el cântă tot. Adică știi, când te apropii de dânsul și zici: bă, Sergiulică, ia ascultă tu la mine. Deci așa? Am în stânga verde, am în dreapta galben, știi? Cum vrei, alege, știi? Șanson, ei tot știu, corect? Ai întrebări? Bravo, bravo! Unde ai stat, Mihai, te întreabă? Cred că s-a referit la gluma aia întrebarea. Zice, de ce Zacon, Violeta Jardan te întreabă? De ce Zacon? Nici eu nu știu. Nu ai verificat arborele genealogic? De unde te tragi, ce sânge ai și de am unde vii? Am încercat să aflu, dar n-am mai ajuns până la cap. N-ai mai dus la cap, pentru că e scump. Când vii în Austria să cânti, Grecu Petrea te întreabă. În Austria ai fost vreodată? În Austria nu am cântat. Că nu o să ne invite. Dar te cheamă lumea așa din diaspora, da? Te duci. Da, desigur, am fost în... Îi nimicești. Am fost în Italia, Franța,
Păi mi-a zis acum recent, chiar astăzi mi-a spus cineva, Spania, mi-a scris cineva de Instagram, ai grijă că omul ăsta când a fost la noi ne-a lăsat, Belgia, da, ne-a lăsat lat, adică a făcut-o bine, așa zicea. Așa rezistent ești tu, da, ai rezistență, da? Da. Uite, te întreabă de la câți ani cânti, Bordea, doamna Bordea? Bordea Nișoara. Când e mic, dar anume la petreceri sau la 15 ani. Da, vrei să spui că primele scene ale tale erau în livadă, în vie, unde, la, nu, în câmp, la Popușoi? În clasă, în clasele primare. Când... Acolo cântai? Stai că reveni la tema asta. Bună seara, Germania! Alo? Alo? Dar nu vă auzim. Alo? Nu se aude. A pus receptor. Deci prima oară tu ai cântat unde? Da, mi-aduc aminte și acum, la o sărbătoare de 8 martie, tot așa a fost, de ziua mamelor, știți că se făceau matinei. Da. Și atunci am cântat prima dată. Dar unde? Te-o scos așa în față, în fața profesorilor, da, sau cum? Păi, eu sunt o persoană așa mai... Mai rușinoasă sau ce? Da. Uh-huh. Acum bine, m-am mai dat cu lumea că deja... Dar păi ești însurat deja, ai timpul. Corect. Și o stăteau toți profesorii în față, da? Și timpul scurs. Profesoara mea, doamna Tamara Ruitoru, o salut, ei sunt în Italia. Și adică ne-a întrebat, ne dădeau poezie atunci să recităm romanul bine și a văzut că eu pot cânta. Și atunci, ce piesă ai cântat atunci prima? Mi-aduc aminte acum, era o piesă de lui Costică Manole. Cine ascultă de părinți, plânge cu lacrimi fierbinți. Te auzi. Dar o mai știi? Ai uitat-o? Ai mai cântat-o de atunci? N-am mai cântat-o, dar o cunosc. Hai să luăm un telefon și ne apucăm de plâns, pentru că e o piesă care o dedicăm acum mamelor, am înțeles eu, da? Da, faci. Ne pregătim de piesa asta. Bună seara! Intrăm cu Italia, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, Italia! Vă ascultăm! Mă numesc Aurica. Cu această ocazie, în primul rând, vreau să o felicit pe doamna Diana, că face o veselie mare. Oh, mersi mult! Vreau să-mi felicit mama, în primul rând, Sofia, din Raionul Ungheni, satul Bușâla. Fiica Diana, nepoțica Claudia, care locuiesc în Polonia. Vreau să-mi felicit viitoarele nurori, Mădălina cu Costina. Și surorile Ina și Eugenia. Și nănășelile. Două de la România, Ramona cu Maria, și una la Moldova, Emilia Sârbu, din Bușila Ungheni. Și o piesă la alegere. Bun, o să fie de mame pentru ele. Da, okay. câtă lume plecată. Să trăiți cu toții, să fiți fericiți. O seară plăcută. Facem în felul următor. Piesa asta o dedicăm mamelor. Tuturor mamelor, așa, special și pentru măicuța mea. Le mulțumim pentru tot ce a făcut, pentru că ne-au dat viață. Doar pentru asta cred că trebuie să mulțumim cel mai mult. Acum intrăm. Sănătate, acum vă ajung în inimioare. Pe chat-ul nostru intră în joc nu numai bărbații, dar și femeile. Pentru că dacă piesa e despre mame, noi toți în timpul piesei menționăm, ca de obicei, cum e tradiția la noi, numele mamelor noastre, da? Toți care sunt în live la noi, în timpul piesei, menționăm, spunem numele mamei și cu inimioară, da? Ca să le vedem, ca să ne împărtășim cu tot ce avem mai scump. Let's go! Hai, Sergiu! Hai! Mama, ce mult țin la tine. Mama, ești totul pentru mine. Mama, ai muncit din greu. Știe bunul Dumnezeu. Mama, ce mult țin la tine. Mamă, ești totul pentru mine. Mamă,
ai muncit din greu. Știe bunul Dumnezeu, de ți-e frică și ți-e teamă, întotdeauna tu strici mamă. Doar atunci când tu strici mamă, îți vindecă orice rană. La mulți ani să ne îndrească toate măicuțele. Mamă, ai întinerit, mamă, că bine m-ai crescut. Mamă, ai muncit din greu, știe bunul Dumnezeu. Mamă, ce mult țin la tine, mamă, ești totul pentru mine. Mamă, ai muncit din greu, știe bunul Dumnezeu. Genial, omule, genial. Piele de găină. Ție-ți-e frică și ți-e teamă, întotdeauna tu strici mamă. Doar atunci când tu strici mamă, îți vindecă orice rană. De ți-e frică și ți-e teamă, întotdeauna tu strici mamă. Doar atunci când tu strici mamă, îți vindecă orice rană. Mamă. Să ne fiți sănătoase, mamă. Frumos, mămule. Doamne! Frumos, mămule! Doamne, ce frumos, dar ce milizme faci! Bine, bine! Doamne, ferește, bine, deci mi-a plăcut la nebunie. Te foarte apreciază. Frumos, te apreciază foarte frumos. Lumea, pe Facebook, avem și un telefon. Alo, bună seara, s-a dus. O să revină în acest moment. Luăm un alt apel, 926, de unde e? Alo, vine altul, alo! Bună seara! Alo, bună seara, bună seara! Bună seara. Cine ești? Mă numesc tot domnul Mihai de la Leoba. Salut, Mihai de la Leoba! Eu vă salut foarte mult pe domnul Sergiu. Salut, salut! Mă bucur că el a venit la studioul meu. Foarte tare! Salut! Îl cunoașteți personal? Nu-l cunosc personal, dar aș vrea să-l cunosc personal. Ah. El în fiecare dimineață, duminică, la ora 6, face sport în jurul Leovei. Da, da. Dacă vreți să-l prindeți pe acolo. Cred că e pe la Borogani sau pe la Cocilie. Da, el din Borogani, pentru dânsul Borogani, asta e o talpă de alergat. Adică el până Cocilie, în două minute el e... Da, eu vreau să alerg, vreau să rog tare mult pe domnul Zacon să îl invite ștafieta să o trimită lui domnul Dimalingă, nuntașă. Poftim? Cum ai zis? Dimalingă. Am auzit de nuntașă ăștia.
Bun, mersi, i-ați spus, acum chiar o să aflăm. O să aflăm pe cine chemăm, pentru că este un moment culminant. O să avem voturi prin intermediul vostru, voi cei din diaspora de pe Facebook, o să votați doi candidați. Cine din ăștia doi o să vină lunea viitoare? Și Sergiu, ștafeta ta care este, dacă te-ai gândit, pe tine te-au propus acolo, ai ajuns. Acum trebuie să dai și tu ștafeta, trebuie să dai două nume. Două nume. Păi unul deja a fost ales de când am fost votat și eu. Ah, de Popa. Nicu Popa, zici Nicu Popa, da? Nicu Popa? Normal, nu? Tu îți dai pe Nicu Popa. Să rămânem. Și, și pe al doilea îl dăm noi sau tu? Sau domnul din Leova. Sau domnul din Leova? Îi știi pe nuntașii? Nu, stai, Diana, Diana, că te bagi peste program. Nu, doar am vrut să întreb dacă îi știe. Diana, eu știu cine vine două luni înainte de când strici mie. Nu, că era doar o întrebare, nu o decizie, Anatol. Eu zic să punem pe Nicu Popa să lupte în această seară cu formația Danco. Valeriu Stoianu. Valeriu Stoianu, da? Uite, și pe aia știe, așa. Dar ei să știu toți între ei. Eu zic că facem în felul următor. Și săptămâna viitoare, cine câștigă va lupta cu nuntașii voștri, da? Pentru că eu mă uit în reloare și văd nuntașii. Foarte bine. Cel care va veni lunea viitoare va propune încă doi, printre care o să fie și nuntașii. Așadar, pregătim statistica din partea Facebook-ului nostru. Avem Nicu Popa sau formația Danco, da? Din două astea. Alegem unul, o să aveți ferestroica, o să vă arăt și eu cum apare la mine, da? Avem un telefon din Irlanda, bună seara! Wow! Salut, bună seara! Bună seara! Bună seara, Irlanda! Doamna Diana, cu 8 martie dați-mi voie să vă felicit, să vă doresc tot bine din lume, sunteți în loc! Mulțumesc mult! Salutările domnul Sergiu și la întreaga echipă Cocilia, cu toate că e noi întreagă, lipsește doamna Valentina. Salut. La... Doamna Valentina nu e, așa că Sergiu, te rog frumos să-i dedici în educație medicală. Mai încolo lui doamna Valentina. Okay. E noi cu voi. Ok, faci. Ok. Bine, vă mulțumesc frumos și îmi pare bine să te revăd la televizor, nu ne-am văzut de la cumătrie. De la cumătrie când fugea... Când fugeai din urma lui. Da. Bun, mersi, okay, mult. Mersi mult, salutare. Mulțumim. Așadar, pregătim statistica. La noi este gata acolo, da? O să apară căsuța, că tu pregătește-te să cânti și cui dedici următoarea piesă. Zic eu cui o dedicăm, da? Că o să cântăm... El m-a provocat în repetiții, zice, Diana, hai să cântăm un duet. Și zic, da, ce melodie vrei să cântăm? Zice, uite, am aici pregătit o melodie, o cântă Adriana Ocheșanu cu Ion Paladi. Și zic, dar eu nu știu melodia, adică n-am cântat-o niciodată. Și am repetat-o și am zis această melodie să răsune pentru o doamnă din Paris, Valeria Ursu, care primește această dedicație cu mare drag din partea soțului, din partea feciorașilor. Este o femeie extraordinară și a dedicat toată viața și dragostea familiei și cu asta această dedicație răsună pentru tine, Valeria, din partea bărbaților iubiți din viața ta, familiei tale, la asta mă refer. Și să primești toate florile din lume. Știu că toți cei care te iubesc te-au felicitat și vei primi în continuare și alte mesaje, dar ăsta răsună special pentru tine. Așadar, hai să văd, este pusă statistica asta sau nu? La mine nu a apărut căsuța. A apărut căsuța, da? La cineva? Hai că intru pe WhatsApp să văd încă o dată ce îmi scrie acolo. Formația Danco, da. Scrii Danco sau Zacon? Doamne, sau Nicu Popa. Nu mai scrii formația Danco. Scrie Danco sau Nicu Popa. Așa, că așteptam și eu. Vă readuc aminte că voi o să votați timp de 7 minute. 7 minute o să votați cine vreți să vină luni. Iată, a apărut. Hai să vă arăt exemplu cum trebuie să vină la voi toată treaba asta. Uitați-vă. Iată, așa trebuie să primiți o căsuță. Unde veți vota cei de pe Facebook? Nicu Popa sau formația Danco? În cazul în care nu vă apare căsuța, ieșiți de 1000 de ori și intrați la fel de atâtea ori, poate se va primi. Adică am auzit cazuri că lumea nu a avut cazul, nu a avut posibilitatea. Băieților, sunteți gata, mă, să cântați? Imediat. Hai să vedem. Oare pentru cine?
va vota lumea, Nicu Popa sau Danco, pe cine vreți lunea viitoare? Hai băieții, piesa asta se dedică, stai că citesc și eu aici de pe votat Maia Sandu, Igor Bulățel, zice, mulțumesc, multă sănătate și ție scumpa mea că ești mamă, Valentina, așa, Nelu Sveazi, Alisa Părgari, Ion Murari, Victor Ursu, Valeriu Stoianov, Tatiana, o să primiți căsuța acolo. Băieții, sunteți gata? Eu nu m-am așteptat de la asta ca Diana să facă în duet și azi cu ei, dar se pare că încet, încet Diana va pleca cu muzica ei în suburbie. Da? Hai, Diana, da, fă-o și pe asta. Se aude bine? Ia să vedem. E live? 1, 2, 1, 2, 10. Facem o probă de microfon. Este. Haide cu Sergiu Zagon. Hai. Și formația Cociulenii, Diana Rotaru, să fie această dedicație pentru voi. Opa, pa, pa, pa! Frumoasă, floarea mea aleasă, la noapte la poartă nu-ți spun eu toate. Mândruță frumoasă, floarea mea aleasă, la noapte la poartă să nu pui la toate. La poartă eu pun zăforul, măi bateță, ca să îl deschizi cu dorul, badeală meu. Să nu te aud vecinii, măi bateță, și să nu te latre câinii, badeală meu. Nu cred așa ceva. Alex Perciu, bună seara! Mândruță, nici câinii, nici măcar vecinii, calea nu mi-o ține ca să vin la tine. Mândruță, nici câinii, nici măcar vecinii, calea nu mi-o ține ca să vin la tine. Știu, bate, că gura-ți place, măi, bateță, nimeni calea nu ți-ntoarce, badeală meu. Dar spune zece lăcate, măi, bateță, că hoțul ar sparge toate, badeală. Bună seara. Focul ce mă frige, numai tu-l poți stinge, cu a ta guriță, poamă de fărăguță. Focul ce mă frige, numai tu-l poți stinge, cu a ta guriță, poamă de fărăguță. Nu te bade, alta-ți scată, măi bateță, că-s nevastă măritată, badeală meu. Și de s-a trezit bărbatul, măi bateță, aleargă cu tine satul, badeală. Mândruță la poartă, de-ai să ieși odată, dragostea curată, n-o uiți niciodată. Mândruță la poartă, de-ai să ieși odată, dragostea curată, n-o uiți niciodată. Dulce dragostea furată, dor și dor, la poartă fără lăcată, dor și dor. Dar unde îi pus zăvorul, dor și dor, o deschide numai dor, dor și dor. Ce mă frige, numai tu-l poți stinge, cu a ta guriță, foamă de frăguță. Focul ce mă frige, numai tu-l poți stinge, cu a ta guriță, foamă de frăguță. Ți-l-aș stinge, ți-l-aș stinge, măi bătiță, bărbatul la piept mă strânge, badeală meu. Și mă strânge cu dulceață, măi bătiță, până-n zori de dimineață, badeală meu. Hai la dans! Și încă o dată! Seara femeilor din orașul Ferrara, Italia, Maria. Salutări din Italia, sarmălenilor de la Ala, Ciocilenii de la Vica Crăitoru. Bună seara! Bravissimo de la Oglindă Eugen. Toate femeile de la Andrei Lucian. Ce să vă zic eu acum?
Dacă credeți că am să vă laud, atunci să știți că chiar am să o fac. Mă, e pentru prima dată, e cea mai bună interpretare de când ești la diaspora, Diana Rotaru. Dar știi de ce? Că uite ce coleg de scenă, cu ce voce și uite ce tandem frumos am făcut împreună. Mie mi-a plăcut, de exemplu. Ți-a plăcut experiența cu mine? Ți-a plăcut cu Diana, nu? Alo, bună seara! Alo! Alo, bună seara, încă o dată, domnul Mihai, la Leo. Bună seara, mie îmi place că cineva se chinuie de 4 ani să suni la noi și nu reușesc, dar tu a doua oară deja. Tu a doua oară, că, cum am văzut, amuia, bravo, bravo, doamna Diana, e un duet foarte frumos cu domnul Sergiu. Minunat! Mersi. Mulțumim! Tu ai sunat și ai întrerupt pe cineva din Statele Unite ca să ne spui asta, da? Nu, eu n-am întrerupt. N-am întrerupt. Bine! Nu, nu, bravo, acest... bravo, bravo! Domnul Sergiu Zacon, bravo, eu... Mi-a părut chiar tare mult că a venit domnul Zacon și Diana, așa un duet, cam să potrigesc. Mulțumim, mulțumim frumos. Mulțumim. Un mesaj din suflet. Anator, te rog să nu-l cerți, te rog frumos că fața ta vrea. Vreau să vă mulțumesc mult pentru acest apel. De unde sunteți? De unde sunteți? De la Leova, de la Leova. De la Leova. O să stingem liniile de la Leova în această seară. Nu, 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 nu. Doar de Ferește, nu nici de cum. Eu sper că ne vom auzi nu doar astăzi. Domnul, da, numai decât. Domnul Anatola, ați promis că vin la dumneavoastră în emisiune. În, cine să vină? În platou acolo. Cine? Domnul Mihai! Dumneavoastră să veniți în emisiune? Da, ați promis. Eu am promis când am fost asta, adă-mi aminte. Eram băut, drogat, ce eram? Nu, Doamne ferește, nu. Păi, v-am promis că o să veniți în studio, ce să faceți la noi? Păi, venim să stăm așa, la o misiune, a fost domnul Vasile Costiuc, mai devreme. Aha, și dumneavoastră vreți să veniți în calitate de Vasile Costiuc 2? Da, eu sunt prieten cu dânsul tare bine. Foarte frumos. Uite, mâine, dacă invitatul nostru, mâine, ceva se întâmplă și nu vine, cum vă găsim? Da, cine e invitat mâine? Mâine vine, apropo, Cimișlia dansează. O, da, o să dansăm cu Cimișlia mâine. Mâine vine Cimișlia dansează, îl cunoști pe cel de la, pe Ion de la Cimișlia dansează? Nu știu, Ion Chintea sau care? Nu, Ion Chintea, am pus familia lui acolo, stai că mi-aduc aminte, Cimișlia, Ion... Interpret sau... Nu numai interpret, el are este multe... Este showman, dansează. Ion Filip Cornescu de la Cimișlia dansează mâine vine. Nu știu, prima dată aud. Păcat. Cum nu-l știți pe domnul ăsta, Doamne, domnul, el știe toată lumea. Domnul Mihai, promiteți-mi când anunț undeva că vă cauți, veniți. Promiteți-mi asta. Bine. Deci astăzi... Hotărâm oficial că Mihai de la Leova, care se ocupă cu ce? Cu ce se ocupă? Nimic. Cu nimic. Cu nimic. Bravo. Suntem așa prieteni, eu am, cum am promis, ați spus dumneavoastră, că vin într-o zi. Super tare. Deci, atenție, vine anunțul oficial în această seară, că foarte curând, doamnelor și domnilor, la Diaspora Media, va veni cel care se ocupă cu nimic... În studioul nostru e vorba de Mihai de la Leova. Aplauze. Bravo, Mihai. Mâine. Bine, mare plăcere. Prima dată o să fiu în studioul la dumneavoastră. Crede-mă că și ultima. Pentru că de obicei cine vine aici nu scapă ușor. Bun, mersi. Știu. Mersi, știu, Mihai. Și mă tem să te întreb dacă îți mai suni azi, dar noi îți urăm o seară plăcută. La revedere! Bine, mulțumim! La revedere! Ne vedem la Leova! Îmi plac băieții, Mihăiței, îmi plac băieții. Hai să cântăm pentru cine cântăm. Hai. Ce cântăm? Cântăm pentru... Stai că îl închid, că e precis, că e Mihai. Da, pentru cine cântăm? Pentru prietenii mei de la Nisporeni. Așa. Pentru Vasile Soltan, pentru Alexandru Munteanu și pentru toți cei... În satul Bursuc, am și acolo niște cunoscuți. Satul Bursuc, da? Treabă, da, oameni. Bravo! Bun, și pentru să nu uităm anume aceste melodii. Pentru cei care se ocupă cu nimic, să fie piesa asta, da? Dar asta hai trebuie să poți, asta e o mare afacere, nimic. Crede-mă că asta am făcut mult timp, dar nu mi-a ieșit ceva.
Eu mă tem să mă uit la telefon când sună, mă tem să nu știi iar Mihai. Să-l înregistrezi, nimic. Vă readucem aminte. Votăm încă 4 minute. După piesa asta, de fapt, o să vă spunem rezultatele. Cine vine în lunea viitoare? Nicu Popa sau formația Danco? Hai, copii! Ia uite cum vine! Ready? Hai mai dor, mai dor, mai dor, nu am leac să te domol. Hai mai dor, mai dor, mai dor, nu am leac să te domol. Hai mai dor și să mă fac, pentru tine nu am leac. Hai mai dor și să mă fac, pentru tine nu am leac. Dar știi lumea, știu și eu, leacu-i de la Dumnezeu. Leacul la tot păcătos, o-i dragostea și frumos. Hai lai 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 lai. Ia mai zi, mai zi, mai zi, suflet să-l o să-i mâncâi. Hai mai zi, mai zi, mai zi, suflet să-l o să-i mâncâi. Zi te rog din scripta ta, să-i mai alin inima. Zi te rog cu trompeta, să-i mai alin inima. Da zi ușor, 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 să nu mă o sugritor. Ca-l meu dor e coftat și cu drag amestecat. Lai, 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 lai. Iartă, Doamne, păcătos și n-are leac de frumos. Iartă, Doamne, păcătos și n-are leac de frumos. Lași bun să calci pământul dacă te ții curăt. Lași bun să calci pământul dacă te ții curăt. Păi dor, dragi, la frumos, frumosul la drăgăstos. Dragostea la fericire, pe asta lumea se ține. Hai, lai, 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 lai. Din siret până la prut, din siret până la prut. Wow. Șapte mândri am avut, șapte mândri am avut. O româncă și o herțancă, o româncă și o herțancă. Și una basara beancă, și una basara beancă. Dere 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 dere. Mândruța din deal, dintr-o mândruța din deal. I-am vândut calul bălan, i-am vândut calul bălan. Și i-am cumpărat mergele, și i-am cumpărat mergele. Să-mi dea puzele din miere, să-mi dea puzele din miere. Dere 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 dere. Basara bianca mie, dar basara bianca mie, dar inima ține, dar inima ține. Mă hrăne cu mori coapte, mă hrăne cu mori coapte. Mă pupa și zi și noapte, mă pupa și zi și noapte. Dere 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 dere. Hai și toată lumea! Hai sus! Și să fii special și pentru toți păciulenii. Hai la omul care mi-e drag, treabă n-am, dar calim fac. Dar la șel și mi-e urât, treabă am, dar nu mă duc. De trei ori pe zămași duși, dar la șei și nu-i pe plac, nici pe la poartă nu-i cal. Bine, tată! Asta-i mândra batonorii, că-i cunosc eu ochișorii. Asta-i mândra, o cunosc, că la mine-n brațul fost. Le 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 le
ită și chitită și-a din râpă prăvălită. Să mă vadă Dumnezeu dacă am prăvălit-o eu. Și la bordeiu cel din vali mi-au mâncat fetilipanii. La bordeiu cel din vali mi-au mâncat fetilipanii. Lasă, lasă să-i mănânci, că le-o fost gurița dulce. Lasă, lasă să-i mănânci, că le-e gurița dulce. La Crâșmă, la Mărioară, mă duceam în toată sara. La bordei, la Măriuța, acolo băleam punguța. Hei, hei, banii mei, banii mei, la Mărița, la bordei. Banii mei, banii mei, la Mărița, la Vordei. Opa! Extraordinar, omule. Ce lume multă la noi. Hei, hei, da, i-am vândut carul cu voi să-i fac banii înapoi. Am să-i vând și prăvălia ca să-i plătesc datoria. La sară și alaltă sară am fost la Mărița iar. Mărița mă săruta, bucura mă fierme cap. Și când m-am trezit la sară, pungulița era goală. Bănișoarii toți am dat pentru-un dulce sărutat. La bordei, la Măriuța, acolo goleam punguța. Banii toți am cheltuit pentru-o țâră de iubit. Hei, 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 hei. Banii mei, banii mei, la Mărița, la bordei. 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 Extraordinar, mă, omule. Extraordinar, mă, omule. Mă, omule, ce ai făcut tu, ce faci tu? Asta, da. Asta, acolo am văzut câteva mesaje care spuneau că de fapt m-am convins când au fost ceilalți trecuții. Crăciunul, Sultanul, Falca, că da? Fiecare și-a făcut câte o piesă a satului. Am înțeles că ai și tu piesa Cociulenilor, e adevărat? Spun adevăr? Sau e tot o piesă de peste prut. Aha. Așa? Și s-a modificat din cuvinte. Apropo, versurile le-ați modificat. Da, colega mea Valentina, da, le-a modificat. Foarte bine. Ia o cântă. La piesa, mm-hmm. N-o cânti tu. Ia o cântă. Da. Ia o cântă. Hai, când vine? Are timp să apară la diaspora. Ne pregătim cât de curând să dăm votul final. Cine vine lunea viitoare? Danco sau Nicu Popa? Din ăștia doi, cineva vine luni și o să trebuiască să-i și sunăm. Dăm citire la câteva mesaje? Da, hai să citim. Foarte frumos. Aici și Serghei Vicev întreabă cine vine următorul, dar o să aflăm în curând. Super, super, Olga Popușoi zice, Stepan Popescu zice bravo, Ion Mariana, la fel, bravo. Sunt dedicații muzicale, dar toate sunt pentru voi, dragii noștri. Adela Savciu, bravo, foarte frumos. Nota 10 de la Radu Buga, de la Sergiu Morar, la fel. Bravo, foarte frumos, Elena Postică. Doar mesaje, Italia. Mesaje. Bună seara. Bună seara, Italia. Bună. Sunt Marina Bogdan și aș vrea o dedicație pentru tatăl meu. Mâine este ziua lui din naștere, dacă se poate. Așa. În primul rând vreau să felicit toate ființele dragi feminine noastre, mame, sorori, nepoate, nănașă, soacre. Da. Și aș vrea o dedicație muzicală pentru tatăl meu, dacă se poate. Vă rog frumos. Am înțeles. Mersi mult, să-ți trăiască. Seară frumoasă. Seară bună. Mulțumim, la revedere. Hai să mergem în felul următor. Avem rezultatele. Deja? Așa repede? Păi da, s-o stopat. Wow. Luăm și spunem rezultatele imediat după acest apel. La fel din Italia, ne invadează Italia în această seară. Bună seara, Italii! Nu, a plecat, vine Irlanda. Alo! Alo, doamna Anatol, dar spuneți-mi, vă rog, ceva dedicat, poate făcut amul seara pentru mame, nani, cu mătri. Spune-mi, te rog, tu tot a doua oară sunează. Da, două oară sună, mă. Aha. Tu ești neam cu Mihai din Leuva? Nu. Eu doar prima dată m-am salutat. Prima oară te-ai salutat, dar a doua oară vrei ceva. Da. Ok, hai, spune. Ai zis bine. Vreau să felicit cu ocazia zilei de astăzi mama Emilia, mama soacră Lidia, soția Olesia, care mi-a dus pe lume doi copilași. Da. Frumoșei, o fată și un băiețel, fetița Ana Maria, da.
Și nașa Irina, fetița Ana Maria, și am câteva cu metri, dacă tot poate felicita Nelea, Silvica, Tatiana, Irina, Natalia, Angela și Iuliana. Noi le iubim foarte mult și un 8 martie cât mai frumos și fericit. Cum te cheamă? Mă cheamă Pietru. Pietru, vrei să spun ceva? Da. Petrule? Da, ia vă ascult acest. Eu pun pariu cu cine vreți, că tu, ai să ne suni a treia oară să ne spui la revedere. Nu, tot e posibil. O seară bună. O seară bună, Irlanda. Da. Modificație muzicală, vă rog. Da, salut. Mersi. Salut, salut. Mersi. Ce cântăm mai departe și pentru cine? Ce facem? Cui dăm? O să fac o melodie. La microfon. O să fac o melodie în limba greacă. În limba greacă? Da. A, ia uzi. Ia uzi, da. Cum se numește greaca? Telonamenosis. A, tu vrei să cânti aia care... Da. Doare sufletul la piesa aia. Bun, hai să vedem. Frumoasă fac pentru toți îndrăgostiții. Toți îndrăgostiții de femei frumoase. Da. Așa să fie. Hai, atenție! Telonamenosis. Hai să vedem pentru cine. Pentru domnișoara Zacon, zice Iuliana. Coșocaru Denis Valeriu, bună seara! Aurica Dima Chiosca. Italia, felicitări, are o voce de aur. Valentina Granaci. Как сереста в радиа кошми сол Умет ми морун пусе хокаси Тело на седо то молоко Али тетя нихта сми пераси De la Eduard pentru soție. Elo na miniosis, na mi me prodosis. Elo na sacuo, na mules, os magapas. Elo na miniosis, na mi me scotosis. Espos de entelioza, nos argisan llamas. Hai să fie și pentru soția mea, pentru Zaya. Zaya, this is for you. I love you. Bună seara, Spania. Oglindă Eugen, salut. Slavic Prodante, salut. Να ξέρεις τις ώρες πως μετρώ Σα πλύες το σώμα μου επάνω Είναι τόσες που εγώ να σε δω Κι αν δεν έρθεις νιώθω θα πεθάνω Θέλω να μην νιώσεις, να μην με προδώσεις Θέλω να σ' ακούω, να μου λες πως μ' αγαπάς Θέλω να μην νιώσεις, να μην με σκοτώσεις Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας Pentru mămica mea Raisa din Teleneș, pe mama soacră Valentina din Larga, Bricen, surioara Natalia, Tina Violina, le iubesc foarte mult. Uite încă un mesaj. Nașa de Pununii, Postolache Oxana, Cop Martie, din partea finilor, Rodion și Ana Lidiu, și Andra din Germania. Elona miniosis, nami me prodosis, Θέλω να σ' ακούω,
n-am ules poșmaga pas. Elo n-am iniosis, n-am imes cotopsis. Pe spos de înteliosa, o sarhisam chiamas. Ce spuneam eu? Sunt foarte mulți care mi-ai vin la noi. Mi-ai uns sufletul, mi-ai uns inima cu melodia bună asta. Seara. Foarte bună seara! Bună seara! Bună seara! Cine ești? Tiraspol. Tiraspol, da. Bine, așa o întrebare. Vreau să felicități fumiile din... Stai. În primul rând, de unde ne suni cu această problemă? Din ce regiune? Suntem în satul Căpriana, mă numesc Timofei. Timofei din Căpriana. Timofei, câți oameni normali sunt în Căpriana? Foarte mulți. Foarte mulți. Bine, bine că n-am zis toți. Timofei, Căpriana câtă populație are? Foarte mulți oameni, nu pot să spun de nume. Sunt zeci, sute de mii, da? Da, da. Căpriana, n-am știut că mai nou ești continent. Hai, spune, pentru cine vine această mega felicitare din partea ta? Vreau să felicitat femeile de 8 martie. Încă o dată, toate ce? Toate femeile. Femeile, așa, frumos. Da, mai departe, continuă. Să felicitat femeile, ți le doresc sănătate, bucurie și stimă de la bărbați. Cum crezi, ce merită femeile noastre din țară? Stimă. Stimă. Și încă spune, o femeie adevărată merită încă ce? Stimă, sănătate și bucurie. Iubire. Dar tu, aud acolo pe lângă tine, tu tot ai femeie. Așa-i? Nu, prietenă. E prietenă? Bine că nu i-ai zis, e prietenă, da. Cum o cheamă pe prietena ta? Ana. Felicit-o și pe Ana ta, pentru că curând, când o să se lege cu tine, când voi doi... Domnule, sunt alături. Sunteți alături, prietena lui domnul, da? Lui Timofei. Cum te cheamă? Anișoara. Voi amândoi vă căpriană mult? De mult? Da, mă, sunt cum căpriană, de mult. Extraordinar. Noi din Căprian. Aha. Dar de mult vă... Unde te-au găsit? Unde v-ați întâlnit? În pădure la Ghiocei. În pădure la Ghiocei. Extraordinar. Deci el a vrut... Dar cine strângea Ghiocei? Asta e interesant. Deci, ca să se înțeleg... Timofei o găsit primul. Timofei? Anișoara stătea... Da, ca un gentleman. Anișoara stătea jos cu un ghiocel. Da. S-a putut de pe pasă, că așa frumoasă. Da, și vine Timoșa și zice... Vai ce ghiocel frumos și te-a apucat de ghiocel, da? Așadar, te-a felicitat Timofei în această dimineață. Ce ți-a dat Timoșa dimineața? Mi-a dat un buchet mare de trandafiri. Așa. Cu cafeluță. O cafeluță, da. Și cu o cutie de ciocolate. Așa, și tu înapoi pentru aceasta ce i-ai dat? Un ghiocel, da? O rândunică, o viorică cum acolo. Bun. Rândunică cu rândunică, o viorică, ce-o dat Dumnezeu. Dar vrei să fii fumeia lui Timoșa? Ei, că nu ne-am... N-am ajuns până atâta. N-am ajuns pentru că e de vreme și ăsta se întâlnește, asta e încă e de vreme, da? Da, de atunci copilul avea vreo 5 ani. Da, doamna. Bun. Diana, da. Și puneați numele Ghiocica. Da. Poate pune Viorel Morgenstein, așa și două de gene. Puneți-l... Super! Viorel Morgenstein, puneți-l, din Căpriană. Nu, o să-i punem Viorel Morgenstein. Morgenstein, foarte frumos. Dar oricum, o să fii de curând, mai devreme sau mai târziu, o să fii fumeia lui Timofei, așa-i? Da, desigur, domnul Napol, nu e problem. Dă-te dacă mă iubești cu adevărat... Dar el te iubește cu adevărat? Eu nu știu, el când camu cu Ghiocei... Să mă iubească, planul patru. Corect. Spune-i să săpi în fiecare zi. O seară plăcută, Timoșa încă-i viu sau nu te-ai pus pe... El i-a dus după ghiocei. Da. Pentru ce ghiocei dacă are una în casă frumoasă? Vreau, domnul Anton, că Timofei vrea să dă dedicație muzicală pentru... El încă nu o dată, da? Nu, da, el ne-a dat vorbesc fiecare emoție. Hai, Timoșa. Timoșa, vin în coace. Alo? Timoșa, bărbat. Hai, spune. Vrem o dedicație muzicală pentru femei. Pentru femei.
Hai. Eu am auzit prima dedicație. Pentru mame. Și pentru mame și pentru femeie, adică. Da. Bun, Timoșa. Dar prima pentru cine? Pentru mame sau femeie, ca să știm? Pentru mamă. Pentru mamă. Timoșa. Da, da, da. Bun, succes și cum s-ar zice, Timoșa, lasă-mă să ghicesc un lucru. Dacă spun adevărul, dacă spun adevărul, tu mă aplauzi, dar dacă spun, nu spun adevărul, eu te aplaud. Facem? Da. Timoșa, uite, eu mă concentrez acum. Pune capul la receptor, te rog, ca să... Și eu zic că tu ai adnaclasnici. Da. Este, mă! Este, mă! Este, mă! Am știut! Ei, felicitări! Am știut! Felicitări! Timoșa, aplaudă-mă! Da, bravo, Timoș, am știut că ai adnaclasnici. Bravo, Timoș, o seară plăcută. Da, hai. Vai, dar ce se mai ghiocesc oamenii ăștia. Ce seară ciudată avem noi. Nu-i așa? Hai, hai să cântăm. Următoarea dedicație muzicală va fi pentru Luba Verdeș din partea fiicei Ludmila Vasilache, din partea rudelor, da, prietenilor, familiei. Să fiți sănătoasă. Sunteți acolo la Paris, sunteți înconjurată de oameni dragi. Vă doresc multă sănătate, Ludmila Vasilache, și toți oamenii dragi. Luba Verdeș, la mulți ani! La mulți ani de nou pentru toate femeile. Să fie! De nou pentru mare. Haide! Ia uite! A, ce piesă, mă, omule! Azi e ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebuie nimic, numai pragul să-i-l cap. Azi e ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebuie nimic, numai pragul să-i-l cap. Mamă-i mamă cât-i lumea, mamă-n viață numai una. Să iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mamă-i mamă cât-i lumea, mamă-n viață-i numai una. Să iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Multă sănătate la toate doamnele de la Igor Tăderaș. La mulți ani pentru toate mamele. De la Maria Petrovna, Trocin Olga, mă uși pe WhatsApp, bună seara! Păciuleni, Natalia Chiosa! Doar acum îmi dau seama ce dreptate avea mama. Ea săraca știa bine că am să cresc și plec în lume. Doar acum îmi dau seama ce dreptate avea mama. Ea săraca știa bine că am să cresc și plec în lume. Mama-i mamă cât-i lumea, mama-n viață-i numai una. Să iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mama-i mamă cât-i lumea, mama-n viață-i numai una. Să iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Pentru Valentina Balan, o piesă muzicală de la Chircu Vania. Persoanele dragi de la Radu Radu, Darca Mihailovna, Liubiuvas. De s-ar vinde-n lume zile să pot cumpăra cu bani, i-aș cumpăra mamei mele măcar 100 de ani. De s-ar vinde-n lume zile să pot cumpăra cu bani, i-aș cumpăra mamei mele măcar 100 de ani. Mamă-i mamă cât-i lumea, mama-n viață-i numai una. Să iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mama-i mamă cât-i lumea, mama-n viață-i numai una. Să iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește.
Și următoarea melodie vreau să fac pentru toți băieții de la Paris, pentru Gheorghiță, pentru Ghenade, pentru toți prietenii mei de acolo și pentru cei de aici, pentru Ionel, Zadic și ceilalți. 10 vezi dacă aș avea, aș petrece și aș cânta mai cu mândra alătorea. Super, omule! Dacă mi-a fost drag viața, măi. Și... 10 vezi dacă aș avea, aș petrece și aș cânta mai cu mândra alătorea. Dacă mi-a fost drag viața, măi. Au, 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 inima mea, cât te trage săraca. Lumea asta-i tare rea, orice-ar fi n-o pot schimba, măi. Au, 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 inima mea, cât te trage săraca. Dar lumea asta-i tare rea, orice-ar fi n-o pot schimba, măi. Bravo, săteanul meu, Elena Frunze! Salut, băieți, la toți! Cristina Corlăteanu, felicitări pentru mama mea iubită Maria Boieștean de la Grigorie. Plânge sufletelul meu, după lume îmi pare rău, măi. Bine faci rău găsești, lume blestemată ești, măi. Plânge sufletelul meu, la după lume îmi pare rău, măi. Bine faci rău găsești, lume blestemată ești, măi. Au, 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 inima mea, cât te trage săraca. Lumea asta-i tare rea, orice-ar fi n-o pot schimba, măi. Au, 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 inima mea, la cât te trage săraca. Băi, lumea asta-i tare rea, orice-ar fi n-o pot schimba, măi. Voi ăștia sudicii sunteți puțin duș. Dacă îmi spun duș, mă refer la faptul că voi vă diferențiați față de centru și nord. Pentru că eu când plecam cu nunțele la voi acolo, mă, ăștia de la Leova și dincolo, ăștia, mă, ăștia nu vin la nuntă să mănânce. Dar ce vin? Ăștia, știi ce fac? Vin. Ăștia splămânți? La nuntă se așează 5-10 minute, nu mai mult. Splămânți 5-10 de muzică și de muncă. Și iese la dans. Și eu care credeam că iese numai ăștia în vârstă, știi, de obicei crezi că ăștia în vârstă sau ăștia mediu. Mm? Dar când vezi și popândăi de ăștia de 14, 16, 18 ani, e la fel, de obicei la nunți popândăi îi dau cu hăleala, mai cheamă trei din stradă, toți mă la dans să duc, toți mă îi dau nu știu cum cercuri și au... Îi mănâncă tălpile, da, au mâncărime la tălpi. Asta e specific la voi, sunt, nu? Sunt oameni veseli. Așa e. Avem statistica finală din această seară. În acest moment. Mamă, ce muzică pui, e chiar stresant, cine oare vine? E o statistică care am primit-o 5 minute în urmă, care spune în felul următor: voi ați avut de votat dintre Nicu Popa sau Danco și după voturile voastre reiese că Nicu Popa de mult nu s-a votat atât de mult. Păi și sunt mulți pe live acum. Nicu Popa acumulează 740 de voturi. Wow! Wow! Formația Danco a luat 1252. Serios? Formația Danco a fost votată de multă lume. Ai numărul ăsta din Danco? Ai numărul lui? Hai să-l găsim. Hai să-l sunăm acum. Da. Diferență de 400 de puncte. Zici că suntem la lupta vloggerilor. Da, de ce nu? E cam numărul ăla, știi, eu, cu aproximație. Eu aș propune, mie mi-a venit acum o idee. Ia spune, că ție luni îți vin toate ideile bune. Eu aș propune să facem battle dintre sate, dintre regiuni. Păi ce bine ar fi, dintre artiștii ăștia. Nu, săptămâna viitoare începem cu Mihai din Leova, cu Timoșa din Căpriana, să începem la battle-ul. Să lupti Leova cu Căpriana. Măi, ar fi super, tu știi? Eu cred că ar fi super pentru toți. Sper să rezisti studioul, țara, să nu ni blocheze Facebook-ul. Doamne ferește!
o să-mi vii așa, o să-mi vii așa uneori cu voi. Deja ți-a venit. Da, uite, Timoșa din Căpriana și Mihai de la Leova, care azi, pur și simplu, m-a sunat numai de 10 ori. Voi pregătiți-vă pentru că o să avem battle cu voi. Battle între apeluri. Da, battle cine între ghioce. Cine sună mai des? O să aveți proba și ne sună mai, și ne răzbate primul. Ai numărul? Din păcate nu l-am. Ai găsit, hai repede să-l găsim. Hai să-mi dea cineva. Să-mi dea cineva numărul lui. Da, pe la un prieten, dacă este cineva să-mi scrie mie mesaj sau. Dați numărul formației Danco. Între altele avem un telefon. Este, s-a găsit. Este, da? Stai să spunem atunci bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Cine ești? Sunt Ion. Ion, de unde? De la Hâncești. Hai, Hâncești-le. Ce vrei să spui? Vreau să fac și o felicitare soției mele și în special tuturor femeilor care sărbătoresc azi sărbătoare de 8 martie. Și sănătate, în primul rând. Formații le urez succes în continuare, formații foarte bune, puternică și chiar suntem în satul Cocelie, la moment. Și e atmosferă plăcută acolo, da? Da, da, foarte, foarte. Ție, super. Ție-ți mulțumim că ai numit femeile femei și nu fumei. Îți mulțumim, îți mulțumim pentru acest gest frumos din partea ta. Succes, mersi mult, o seară bună. Bine, mulțumesc. Hai să-l sunăm pe Danco. Hai să sunăm Danco acum. Vă rog să nu mă sunați acum că formez de pe numărul ăsta. Fiți atenți ce se întâmplă. Avem 25 trecut de 20. Așa? E posibil astăzi să fie spart un record la apeluri WhatsApp. În cazul în care o să mai avem 300 de apeluri nepreluate în WhatsApp, recordul lui Ion Crăciun e bătut astăzi. Hai. 069. Sunăm acum. Cum îl cheamă Valeriu, da? Zici Valeriu îl cheamă. Valeriu. Da, da. Ei mai cântă, da. De Danco. O să aflăm mai multe detalii de la ei. De Danco știam din piața aceea. Alo. Bună seara, domnule. Bună. Ce faci, domnule? Mă odihnesc. Extraordinar. Domnule, dar cine te sună, știi? După timbru voci, da. Extraordinar. Și eu când vă ascultam melodiile tot după timbru, vă cunoșteam. Mersi. Valeriu? Da. Stoianu? Da, Stoianu. Formația Danco. Da. Anatol Melnic. O bucuros. Foarte bine. Uite la mine așa, o întrebare, primă. Tu știi ce se întâmplă la Diaspora Media în fiecare luni? Da, nu de mult am aflat, dar ceva interesant și frumos. Da. Tu știi ce s-a întâmplat în această seară? Ce anume? Intuiesc. Azi la noi e Sergiu Zacon, vă cunoașteți între voi? Nu ne cunoaștem, dar e băie bravo. E băie bravo. Mulțumesc mult. Puteți să-l vă salutați că sunt aici. Da. Salut, Sergiu. Salut. Salut și eu. Deci fii atent, Valeriu din Danco. Tu azi ai fost pus la vot cu formația ta și împotriva cuiva și tu ai câștigat cu 1252 de voturi și oficial Diaspora are plăcerea să te invite, să invite formația Danco lunea viitoare aici la noi în emisie directă. Da, încercăm cu plăcere. Ăsta e răspunsul care vroiam să-l aud. Ăsta e răspunsul care vroiam să-l aud. Și dacă e posibil, vreau să felicit toate doamnele, domnișoarele, domnițele cu frumoasă sărbătoare. La mulți ani din partea formației Danco. Mulțumim frumos! Danco, eu revin la voi, mersi mult de accept. Să trăiești! Ok, seara bună! Eu nu-i cunosc, dar așa mă bucur că o să vină. Mi s-a ridicat părul în picioare când am auzit acceptul lui. Acum, sincer să vă spun, eu de foarte mult timp am auzit de Danco. Eu de la tine am auzit de Danco. Legendarii, să știi că sunt legendarii Danco. Dar ce voce are, e așa plăcută. Sunt băieți de aur. M-a gâdilat așa la ureche. Sunt băieți de aur, mă. Ai dat ștafeta. Acum dă ștafeta la o cântare, nu înainte de a răspunde la încă un apel. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Tot-i domnul Mihai, vă urmăresc! Alo!
Bună seara, domn Mihai, vorbiți mai tare că nu vă auziți. Eu vă aud tare bine. Se pare că... Alo, domn Mihai, sunteți dumneavoastră? Da, tot la Leoa. Stați puțin că vă auzim foarte prost, vă auzim încet. Iar încercați cumva mai tare, domn Mihai, să vorbiți. Alo? Da, da, am un băut, băut tare bine. Păi, el ne aude, dar noi nu-l auzim bine. Da, tu, nici tu eu nu-l aud, nu? Eu nu-l aud pe... A zis eu ceva? Aud, pe bucăți. Pe doamna Deana aud tare bine, că e mai departe de căști. Zic că te, au zis că te aude. Domn Mihai, încă o dată repetați ce a zis ultima oară. Îmi pare bine că vine domnul Danco, dar mai puneți la votul ăla că domnul de la Leova. Deci domnul de la Leova, e Mihai de la Leova. Ce cu Danco, că n-am înțeles? Ce să facem cu Danco? Îmi pare bine că vine Danco, că are și asta tot muzică bună. Eu iar vreau să dau o întrebare. Iar nu s-aude, stați puțin, eu... stați puțin, stați puțin să regulez aici. Ceva, nu știu, înțeleg. Deana, ia scoate firul la cablul ăsta. Stai să-l alo, scot. Alo, domn Mihai, ia vorbiți acum, se aude? Da, eu vă aud tare bine. Dar ne vedeți? Nu, vedem că eu vă văd în direct, Domn Mihai, sunteți cu noi? Da, suntem cu voi întotdeauna. Nu se aude. Stați să iau căștile, dă căștile celelalte, dă-mi căștile tale. Aha. Da? Ia asta, că e ceva de la cască. Alo? Da, eu vă aud, eu tare bine vă aud, eu vorbesc pe telefon. Se aude pe bucată, n-ați căștile înapoi că degeaba. Stați puțin. Bună seara, domn Mihai de la Leova. Da, m-am vorbit mai devreme. Eu vreau să-i dau o întrebare. Spuneți că noi să încercăm să vă ascultăm. Da, eu vreau să-i dau o întrebare, domnul Zacon. Alo, ne-auziți, domn Mihai, spuneți mai tare, vă rog frumos, mai tare. Că avem... Da. Mai tare, spuneți, da, mai tare, da. Da, vă aud, tare bine. Alo! Da, vă aud. Alo! Alo! Da, vă aud. Domn Mihai, dacă ne auziți, spuneți, vă aud. Vă aud, tare bine. Mm-hmm. Spuneți. Eu vreau să dau o întrebare cu domnul Zacon. Nu știu dacă are el căștile în cap. Întrebarea, care este, domn Mihai? Domnul Sergiu, da? Dacă mă aud, el poate să vorbească odeacă la... Stai, pentru că nu s-a auzit întrebarea. Încă o dată întrebarea. Vreau să aud, dacă mă aude domnul Sergiu, Zacon. Pentru domnul Sergiu. Sergiu, tu l-auzi? Da, o întrebare să-i dau. Stai, Sergiu, tu l-auzi pe Mihai? Nu. Nu, Mihai... Eu l-aud, amu. Păi dumneavoastră l-auziți, dar noi nu l-auzim. Hai mai tare, vorbiți mai tare, strigați. Alo? Dar nu pot să strigă dacă strigă, apoi mă auziți blocul. Da, vedeți ca să vă auzim, nu. Hai mai... O e că acum s-aude, în sfârșit. Domn Mihai, sunteți dumneavoastră de la Leova. Da. Bună seara, domn Mihai! Bună seara, încă alo. Da, vă aud. Alo. Da. Din păcate nu putem să vorbim cu domnul Mihai, că nu s-aude, adică nici întrebarea lui nimic. Eu vă aud, domnul Atol, eu vă aud tare bine și pe doamna Deana vă aud. S-aude foarte, foarte întrerupt. Păi hai să cântăm atunci dacă nu s-aude, domnul. Dacă nu-l pot aude. Eu vreau să ia ca pe doamna Deana și pe dumneavoastră vă aud, dar pe domnul Zacon n-l aud. Dumneavoastră a zis că n-l aud. El încearcă să vorbească, dar eu nu-l aud pe bucăți. Nu-l aud. Hai să cântăm atunci. Păi stai să văd, omul totuși s-o chinuie. Eu vă aud pe amândoi. Pe doamna Deana și pe dumneavoastră. Adică el încearcă să vorbească, dar eu-l aud pe bucăți, înțelegi? Alo? Alo? Da, eu vă aud. Dar eu aud numai sfârșitul de cuvinte. Păi asta e, că și noi toți auzăm. Ud. Da, aud, numai ud, ud auzi. Da. Domn Mihai, din păcate, nu știu ce se întâmplă cu legătura. Bine, ați promis că vin mâine pe bine la diaspora, acolo, la dumneavoastră. Iarăși. Domn Mihai, sunteți cu noi? Da. Eu am auzit numai stră. Da, dumneavoastră stră auzit, dar n-am înțeles dumneavoastră ce anume s-a referit. Mm-hmm. De poate la străbunica. Ceva de străbunica ați vrut să spun, domnul Mihai? Nu. Nu-i vorba de străbunică, e vorba între ceea că a spus că venim mâine poi mâine la diaspora, la dumneavoastră. Din păcate, străbunica, nu? Nu, n-auzim. Domn Mihai, dacă aveți o întrebare, puneți-o, dar noi nu auzim. Eu pun o întrebare, vreau să o pun domnul Zacon, dar el nu mă aude. Puneți-o că el n-aude, dar noi îi transmitem. Dar noi îi transmitem, ecou. Da. Puneți întrebarea. Eu vreau să-i spun numai atât. O muzică, un popuriu de la Coșulia, de la Leova.
Bine, să fie asta. Iată, în sfârșit v-am auzit, domnica. Da, cum v-am auzit, felicitări. Felicitări. La revedere. Da, felicitări, domn Mihai. Succes, ne auzim a patra oară, da? Da, a patra oară din seară. Da, hai, succes. Dar și următoarele melodii urmează și pentru prietenii noștri dragi, pentru cociulienii noștri de la Bordeaux, Franța. Da. Oh, hai, un potpuriu din ăsta așa hai. Popular da, ca la sud, să ne tremure tot, hai. Să-mi tremure... Da-da-i-da-da-i-da-da-da Din călcâi mie se fot Da-i-ra-ta-ri-de-ri-de-ra Da când mă prind cu mândra-n joc Da-da-i-da-da-i-da-da-da Din călcâi mie se fot Da-i-ra-ta-ri-de-ri-de-ra Mie se fot și s-ar scânte Da-da-i-da-da-i-da-da-da Că e un joc de dragul ei Da-ra-ta-ri-de-ri-de-ri-de-ra Da mie se fot și s-ar scânte Da-da-i-da-da-i-da-da Că e un joc de dragul ei Tra-da-ri-da-ri-da-ri-da-ra Pentru cine curg felicitările? Este ziua lui tatăl meu pe 9 martie Fica Eudochia și Marina nepoțica Mihaela De la Gheorghe Hai mândruță să te joc Da-da-i-da-da-i-da-da-da Doar știi că mi-ești dragă foc Da-i-da-i-da-i-da-i-da-ra Da, hai mândruță să te joc Da-da-i-da-da-i-da-da-da Doar știi că mi-ești dragă foc Da-i-da-i-da-i-da-ra Păi nu de azi și nu de ieri Da-da-i-da-da-i-da-da-da Și de multe primăveri Da-da-i-da-i-da-i-da-ra Nu de azi și nu de ieri Da-da-i-da-da-i-da-da-da Da de multe primăveri Ce fac eu aici? Am adus la horizont, hop, 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 așa Să-i joc cu șirinii drag, hop, 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 așa Am adus la horizont, hop, 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 așa Să-i joc cu șirinii drag, hop, 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 așa Joc cu mândul e gănat, hop, 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 așa Așa-i din bătrâni lăsat, hop, 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 așa Joc cu mândul e gănat, hop, 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 așa Așa-i din bătrâni lăsat, hop, 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 așa Pentru Nadejda, fiicele Evelina și Cătălina de la tata Da la hore când am ajuns, hop, 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 așa Mă uitai pe deal în sus, hop, 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 așa La hore când am ajuns, hop, 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 așa Mă uitai pe deal în sus, hop, 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 așa Mă uitai să văd mai vine, hop, 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 așa Să văd mândră dacă vine, hop, 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 așa Mă uitai să văd mai vine, hop, 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 așa Să văd mândră dacă vine, hop, 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 așa Hai, hai Bine, omule! Bravo, mă! Ia uite că mai începe una. Mă vorbesc prietenii mei, dar nu se arată ei Hop, hop. Mă vorbesc în față bine și în spate lovesc în mine Wow. Au, Doamne, mult ar vrea dușmanii Ca să mi se gate anii Dar eu să mor, ei să rămâi Dar lumea, lumea numai lor să fie Din Berlin pentru toate femeile, soțiile, nepoatele, fiicele Berlinule, mersi! Mulți prieteni am avut și mult bine le-am făcut
Dar când am ajuns la greu, prieten mi-a fost Dumnezeu. Doamne, mult ar vrea dușmanii ca să mi se da de ani, dar eu să mor, ei să rămâi. Păi lumea, lumea, numai lor să fie. Salut, diaspora! La mulți ani fratelui Sergiu Toderici, cu ziua de naștere de la Victor, se știe. Pentru vărul meu Mihai Bulumez, care m-a crescut de la Tican Ionela. Pentru Nana Anuța de la Dusia. Ține-mă, Doamne, așa, că mi-i dragă mult lumea. Dușmanii să mă vorbească, mândele să mă iubească. O, Doamne, mult ar vrea dușmanii ca să mi se da de ani, dar eu să mor, ei să rămâie. Păi lumea, lumea, numai lor să fie. Din Germania, pentru nașa aia, Lilia Negru, de la Nati. Pentru fina Ina din Germania, de la Daniel Murari. Bravo, Sătanu, Viorica. Cea mai frumoasă muzică e de la Sud, zice Natalia Parfeni. Pentru soția Rodica, din partea soțului Vitalie. Dar nu-mi las mândra până mor, atai, dirilililatata, în ciuda dușmanilor, dirilililatata, la dușmanilor fi pe plac, atai, dirilililatata, să mă vadă supără, dirilililatata, am o dușmanii foarte pică, dirilililatata, că am mândră tinerică, dirilililatata, lasă moară de necaz, dirilililatata, că o iubesc și n-am să o las, dirilililatata. Cumnata Marcela, cu ziua de naștere, din Polonia, de la Veronica Durbală. Acum mă râi de inima, rătai, dirilililatata, vinesc cu mândruța mea, dirilililila, lasă dușmanii să moară, dirilililililatata, să le fac viața amară, dirilililila, au mulți dușmani în poartă pică, dirilililililatata, că am mândră tinerică, dirilililililatata, lasă moară de necaz, dirilililililatata, că eu-mi piesc, n-am să o las, dirilililila, haide, hai! Din partea lui Petru Cusciac, pentru scumpa lui soție și fiică, Patricia, din Franța. Pentru toate domnițile din Berlin, Sucocilenii, de la Sergiu Butuc. Pentru soția Oxana, cu ziua de naștere, de la Igareu Bogoi. Bine, bine! De la Dima, pentru feciorul Dumitru, pe 9 martie face. Ia-l stoba! O să faci și solo? O să ai și solo? Doamne, de când am văzut asta? Ia uite ce urmează de aspra, fii gata! Ia uite! Extraordinar, omule! Câte inimi și like-uri primiți, mă, băiete, acum? E bătuta aia, mă! Și începem! Dumnezeule! Muzica asta prea superbă. Nu cred. Extraordinar! Mamă, ce seară nebună!
Doamne ferește! Asta a fost alegerea diasporei și, și încă o dată nu a dat greș. Ceea ce putem să spunem. Mai luăm câteva apeluri. Îmi cer scuze că spun asta, dar sper să nu fie de la Leova. Mihai, dacă ne suni, nu ne suna. Pentru că noi nu te auzim, adică avem probleme de conexiune. Și când mă gândesc că deja suntem pe final de oră și eu abia m-am înfierbântat, tu îți dai seama ce fac ăștia la o nuntă? Doamne Dumnezeule! Cea mai lungă nuntă pe care ați avut-o, până la ce oră a durat? Cât a durat sau cum? Da. Până la ce oră ați dus așa o sărbătoare? Că... De la amiază vineri până sâmbătă la amiază. Până sâmbătă la amiază. Deci o zi, o noapte și încă o jumătate de zi. Vai, asta, de mine. Iată, a ce putem să punem statusul ăla, o nuntă cam poveste. Dar știi ce mi-a povestit în culise? Zice, Diana, până în pandemie aveam câte 13 nunți. Și eu am întrebat, cum? Ce calcul e ăsta? Cum 13 nunți? 13 nunți. Poți să-mi explici? Pe săptămână? Da. Dar cum 13 nunți? Nu din... Cum bă 13 nunți? Asta cum? Majoritatea muzicanților în luna august cântă... Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Am cântat și lunea, dar era prea obositor și le-am refuzat la un moment dat. Ca să te odihnești atât luni. Alo. Avem încă un telefon. Alo. O, domne. Anatol. Domnul Anatol, nu scăpați de bine. Și ăsta e al patrulea la număr. Al patrulea apel pe seară. Nu cred așa ceva. Sunteți deja din familie, familia diasporii? Domnul Mihai, da. Domnul Mihai, chiar mă gândeam, ce o să fie la sfârșit? Eu, sincer, nu știam cum sfârșesc emisiunea asta, dar eu am primit ajutor de sus, când spun, mă refer la Leova. Domnul Mihai, chiar sunt foarte curios, de data asta ce vreți să spuneți? De data asta vreau să vă spun, vreau să vin la studio la dumneavoastră. Ceva nou de data asta, da, în sfârșit ceva nou. Tu l-ai nou. Provocat, Ana, vezi că omul nu se liniștește? Băi, tu spune-i pe bune sau ai glumit? Ia stai, bă, să nu fiu eu nebun acum, dacă nu te chem. Fii atent, bă, Mihai, fii atent că acum scriu numărul tău. Tu doar știi că eu sunt al doilea Moș Crăciun la noi. Eu dacă... Știu. Mulțumesc, senere, două fai. Fii atent. Bine, cu mare plăcere. Stai puțin așa. Deci fii atent că eu, Anatolie Melnic din Costești. Cu martori în stânga și dreapta. Oficial îți scriu numărul tău de telefon. Tu taci, te rog, acum. 068. Toți. Dacă... Și fii atent tu, Mihai din Lozova, oficial. Leova. Din Leova, da, mă, ok. Te-ai lozovit? Da. Oficial, Mihai din Leova, îți dau întrebarea pe bune acum. Pun mâna la inimă. Mihai din Leova. Tu ești de acord să vii marța viitoare la noi, la emisiune? Nici o problemă. Asta vroiam să aud. Cu mare drag. Cu mare drag. Asta nu e glumă, nu? Nu e glumă. Eu am scris numărul, deci invitatul de marți e Mihai din Leova, care va face nimic, da? Da. Da, super emisiune o să avem marți. Mă pregătesc și eu să nu fac nică și o să fie o emisiune din nică, da? Da. Bun, Mihai, uite, tot poporul te așteaptă. Bine, eu din partea lui domnul Vasile Costiuc, Din partea lui Vasile Costiuc. Eu te aștept, n-ai idee, îl fac cu roșu numărul ăsta tău. Înainte de culcare deja știu care o să fie ultimele cuvinte. Eu vreau, îmi pare bine că a venit domnul Sergiu Zacon. Ceva încă nou, da? Da, îmi pare bine dacă a să vii formația nuntașă. Tot atât o duci, nuntașii. Păi asta o să spui marți la noi în studio, o să faci un meeting unde o să protestez, da? Nu protestăm, nu. Da. Bun, succes, domn Mihai, mersi mult că, nu știu cum, când ne-ați făcut țara, nu pot să zic. Mulțumesc că... Că ați participat la așa o emisiune... Da, eu ca tare am votat pentru domnul Zacon că să vii lumea asta viitoare. Deci ai un fan, Sergiule, vezi? Da. Un fan din Leova. Domnul Mihai, vreau oficial să vă spun că dumneavoastră ați sunat de 4 ori în această seară, picând 1320 de oameni n-au reușit.
Țin să vă mulțumesc pentru că dumneavoastră a patra oară. E record. E recordul tău personal, Mihai. Da. Da. Succes, o seară bună. Eu chiar vreau, tare bine vreau să mă întâlnesc cu Diana, că asta e un nebunat. Eu am înțeles de ce vreau la diaspora. Tu vrei la diaspora cu Sopidiana? Da, da. Aha. O, Doamne! Aha. Atunci eu marți nu vin. Atunci marți e, nu vine la 8, vine la 6 să se pregătească. Așa vii, Diana, trebuie să fie în studio, nu? Da, a-s fie. A-s fie, în general, ați vă punem pe amândoi pe un scaun. O, nu! O seară plăcută. Va, Mihai, din păcate vreau să spun că trebuie dacă trebuie să corect. Dacă înțeles, că marți... Da, eu te sun, eu am numărul tău. Da, din păcate, chiar sincer, din păcate, trebuie să închid. Dar tare îmi pare rău, n-ai idee, da? Bine, da. Din partea lui Sergiu Zacun, băiatul lui tata, dacă se poate, să pinte, un critic. Da, Mihai, o seară plăcută. Seară plăcută. Anator, tu ai glumit, ori tu pe bune vrei să vină domnul? Eu când am spus o seară plăcută, eu nu i-am urat lui. Mie mi-a urat o seară plăcută. Dar tu îl suni? Da, eu am spus una pe mine, marțin Mihai de la Leova vin la noi, eu vă spun așa cum este. Marța viitoare, nu marța asta. Da, marța viitoare. Mâine vine, fiți atenți, mâine vine, Cimișlea dansează. Stai că am pierdut, în ce zi suntem noi astăzi, luni? Azi luni. Astăzi e luni. Iar miercuri, nu știu, sunt sigur că multă lume a auzit de, și a văzut cazul de la un magazin comercial unde s-a aruncat cu niște struguri jos. Nu, povestește un pic ce s-a întâmplat. E cineva care a aruncat toată... Poama tot strugurii a aruncat jos pentru că un client, ar fi fost, un cumpărător? Da, ar fi fost ceva cu ei. Iar miercuri vine acel domn în emisie. Care arunca strugurii din vitrină? Da. E un activist care are multe păreri, multe opinii și miercuri o să-l auzim și pe el. Dar o să vorbească doar el, ori o să putem vorbi și noi? O să vorbească, o să punem mai multe fructiși care el o să le aleagă, el o să le arunce. Aha, mă înțeles. Vrem să îți mulțumim pentru această seară, Sergiule. Dacă vrei să dai un mesaj cuiva, acum spune. Am dorit să mai cânt ceva. Păi da, o să cânt acum. Am primit niște mesaje și în privat, mă roagă cociulenii să le cântăm cociulenii mei. Da. Și deja și Borogani vreau un cântec pentru ei. Normal că trebuie să le fac pentru că... Cânt, ai 10 minute să cânti. Ai 10, ai 10 minute sunt ale tale. Reușești ale piesele astea? Desigur. Da. Perfect. Păi au venit să cânte pentru totuși. Pentru că eu te rog frumos, după ce o să termine piesele tale, noi o să ne ducem la cameră. Adică nu o să mai luăm niciun apel pentru că nu se mai poate de luat apeluri azi. Atâtea apeluri n-am luat, 1000 și... Atâtea apeluri, 4 din partea cuiva. Azi tu ai făcut 1357 de apeluri nepreluate. Trebuie să mă uit la Vasile cât au fost. Au fost și acolo multe. Au fost. Ok. Sergiule, nu credeam în tine. Acum, sincer să-ți spun, nu că nu credeam, dar aveam frică. Nu-l știai, probabil, nu de asta. Nu te știam. Uh-huh. Și aveam frică. Sincer, aici în suflet aveam puțină frică. Dar... Încă o dată m-am convins că trebuie să mai am încredere și în oameni, așa cum am avut-o în Vasile Soltan, cel care te-a propus, da? Vasile te-a propus. Da, primul, da. Ție mersi mult, ai făcut o seară extraordinară. Și vouă vă mulțumim. Multă lume se va uita la tine în reluare. Doamne, ce ați făcut astăzi? M-ați rupt. Îmi vine să-mi rup rochia de pe mine. Da, și vreau să-mi prezint și eu colegii. Hai, prezintă-i. Da, te rog. Sigur, fără și pe cel blond de la Tobe, te rog să-l prezinți. Te rog pentru toate fetele. O să încep cu domnul de la Clape, domnul Mihai Balan. Mihai Balan, salut, salut, Mihai. Ia, vă vedem așa, da? Acordeon, Victor Dimcea. Dimcea. Pe Tobe, lasă-l la desert. Mihăiță Balan Junior. Mihăiță Balan, salut. Și la Tobe? Și la Tobe, Adrian Sârbu. Adrian Sârbu. Mamă, ce cocktail muzical în seara asta și trompetă și tubă. Sergiule, ah. Când te duci acasă, te rog frumos, ia-ți o zi liberă ca să citești toate comentariile care le-ai avut în această seară. Au fost tare multe. Femeilor, doamnelor, diaspora vă pupă, diaspora vă iubește, vă cuprindem pe toate. Bărbați, nu uitați cât de importante sunt femeile în viața noastră. Dar și florile. Și florile. Eu aștept flori, poftim, puteți în fiecare zi să mi-aduceți flori. Din trompetă să facem o floare și o să... Din trompetă iese flori? Hai, Sergiule, foc la ghete! E ultima repriză.
din această seară. Hai băieți! Sunt mai bate broma, s-o să-i satul meu, măi, mica soța mea și stâna, s-o să-i satul meu. Mângâi stelele cu mâna, s-o să-i satul meu, măi, dar și bădeța-i cu stâna, s-o să-i satul meu. Sus mi-i satul cu pădurea, cociulenii mei, măi, cu fâneață și cu muri, cociulenii mei. Sus mi-i satul cu pădurea, cociulenii mei, măi, cu fâneață și cu muri, cociulenii mei. Câtă-i lumea, lumea-i mare, măi, ca satul meu, măi, și om bun la sărbătoare, ca în satul meu. Nici la treabă, nici la lungă, ca în satul meu, măi, dar nici vorbarea și multă, noi în satul meu. Sus mi satul cu pădure, cociulenii mei, măi, cu fâneață și cu muri, cociulenii mei. Sus mi satul cu pădure, cociulenii mei, măi, cu fâneață și cu muri, cociulenii mei. Prinde-i joc cu lumea, cociulenii mei, măi, nu mă mai oprește nimeni, cociulenii mei. După scripca și-i voioasă, cociulenii mei, măi, bună-i lumea și-i frumoasă, cociulenii mei. Sus mi satul cu pădurii, cociulenii mei, măi, cu fâneață și cu muri, cociulenii mei. Sus mi satul cu pădurii, cociulenii mei, măi, cu fâneață și cu muri, cociulenii mei. De la Borogani. Da, mule! Borogani lângă comrat, mă. Bine, mă! La noi la notă am cântat, mă. Cu bat grosul lăutare am cântat la nuntă mare. Tă-ra-t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 ă-ra
Nu te mare și bogată, eu păream să iau o fată, mirile din gospodari, hai cântați mai lăuntari, vin doi vorni și călari, muzica s-aude-n vali. Fetiri și flăcăi cântând, vornicei chiuind. Fetiri și flăcăi cântând, vornicei chiuind. Nuntă mare și bogată, cupărim să iau o fată, mirele din gospodari, hai cântați mai lăuntari, moldovenilor îmi place ca să cânte și să joace. Și veselia nunțării și cu mătria, și le mai place să muncească și în pași să trăiască, nuntă mare și bogată, cupărim să iau o fadă, mirele din gospodari, hai cântați mai lăutari,
am o mândră floare dulce, dar la lucru nu se duci, dar la lucru nu se duci. Trilili, 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 dimineața rău ai mare, taradatatailara. Ce să urc de la picioare, taradatatailara. Roa trebuie scuturată, taradatatailara. Și mândruță sărutată, taradatatailara. Și la față se negrește, și la față se negrește. Tri-li-li, tri-li-li-li, tri-li-li-li, tri-l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 i
tataie lara. Când oi nu mai la stele, tarara tataie lara. Fură și mințele mele, tarara tataie lara. Păi m-a făcut, m-a făcut pe fete să li sărut, va. Draga mea, hai să împărțim dragostea. Dacă nu cu cumpăna, măcar și cu lingura. Cât la tine, atât la mine, tararatatailara. Să fie pașa și bine, tararatatailara. Ia știi mama când ești dragă, tararatatailara. Nu m-ar mai primi în prag, tararatatailara. Uite, ia știi mama cât e joc. Of, mi-ar face chelea cu o șocă. Mulțumesc, iubită mamă, steaua mea din zori de zi. Fără tine mi-este teamă că planeta s-a răci. Te-am secătuit de vlagă, mai crescut, mai înflorit. Pentru tine, mamă dragă, soarele a răsărit. Pentru tine, mamă dragă, soarele a răsărit. Mama frumoasă, primul dulce lumină, ram de măslin, oriunde pleci eu am să vin. Lege tainică a firii, nu pleca fără să-mi lași zăcămintele iubirii. Mamă, suflet uria, m-ai iertat de mii de ori și-am greșit de multe ori. Te-ai făcut că n-ai văzut greșeala ce ai știut. Te-ai făcut că n-ai văzut greșeala ce ai știut. Primul meu rai, fă minune, te rog, mai stai. Dulce lumină, ram de măslin, oriunde pleci eu am să vin. Dulce lumină, ram de măslin, oriunde pleci eu am să vin. Primul meu rai, fă-mi nou
unde pleci, eu am să vin. Dulce lumină, ram de măslin, oriunde pleci, eu am să vin.